Polițiștii mehedințeni împreună cu jandarmeria au desfășurat în această după-amiază o acțiune de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul Drobeta Turnu Severin. Efectivele angrenate s-au deplasat în zona centrală a municipiului, unde au purtat discuții cu cetățenii și le-au adus la cunoștință reglementări impuse pe perioada carantinării. Cu această ocazie, polițiștii au înmânat și mâși de protecție persoanelor, dar și flyere cu recomandări. Nu renunțați la mască nici dacă sunteți vaccinat. Aceasta este obligativitate pentru absolut toate persoanele, da? Mulțumesc! Mare atenție la măsuri, întrucât nerespectarea lor duce la o amendă cuprinsă între 500 și 2500 de lei. Asta nu-mi place. Tocmai de asta suntem mulțumesc aici, ca să vă informăm. Eu mi-am făcut toate trei vaccinurile și sper să înțeleagă și cei care se lasă duși în eroare de antivacciniști. Polițiștii mehedințeni împreună cu jandarmii continuă acțiunile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Efectivele angrenate s-au deplasat în centrul municipiului, unde au purtat discuții cu cetățenii și le-au readus la cunoștință măsurile ce trebuie respectate pe perioada carantinării. Cu această ocazie, polițiștii au distribuit măști de protecție persoanelor. Reamintim tuturor cetățenilor că portul măștii de protecție este obligatoriu atât în spațiile publice deschise cât și închise, iar persoanele vaccinate nu sunt exceptate de la această măsură. Este important ca fiecare dintre noi să avem un comportament responsabil, să conștientizăm că acțiunile noastre îi pot afecta pe ceilalți și să respectăm deciziile autorităților pentru limitarea și răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus. Jandarmii alături de polițiști continuă acțiunile de informare și verificare a măsurilor stabilite de autorități în actualul context epidemiologic. Acțiunea pe care am desfășurat-o, în cadrul acțiunii pe care am desfășurat-o astăzi în zona centrală din municipiul Drobeta Turnu Severin, am distribuit cetățenilor prezenți măști de protecție, precum și informații utile privind respectarea regulilor de protecție sanitară, respectarea distanțării fizice, precum și evitarea zonelor aglomerate. Astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare în toată zona de responsabilitate pentru prevenirea limitării îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Reamintim cetățenilor că portul măștii de protecție devine obligatoriu în toate spațiile publice deschise atunci când incidența acumulată în ultimele 14 zile depășește 6 la 1000 de locuitori, iar persoanele vaccinate nu sunt exceptate de la această măsură. E bine, eu sunt de acord cu mai multă informare și mai multă pricepere din partea populației, că e necaz mare de dat cu această pandemie. Poliția împreună cu jandarmeria țin să le mulțumească tuturor celor care au înțeles că numai împreună vom reuși să depășim această perioadă.